Carte, arte, spiritualitate. Bun găsit tuturor! Vom vorbi astăzi despre culoare, pentru că invitatul meu organizează aici, în județul Alba, o tabără în care, alături de artiști consacrați, vom învăța și noi să pictăm în acoarele și pastel. Bine ai venit la noi, la Carte, Arte și Spiritualitate, aici la Radio Reîntregirea, domnule Constantin Inel, director al acestei tabere. Ce stă să înceapă? Bun găsit, bună ziua dumneavoastră și celor care ne ascultă. E o bucurie, este pentru prima dată când vin în postura aceasta de organizator de tabără de artă în calitate, să zicem, de director de proiect. Și pentru mine este ceva nou, este o provocare. Am organizat numeroase expoziții până acum în cariera mea, cred că peste 30 de expoziții am fost colaborator sau la unele din ele organizator principal. Chiar și expoziții de artă, însă nu tabere complete de artă. Și mărturisesc sincer că și pentru mine a fost o surpriză când am aflat lucrul acesta, pentru că asociația, te știam de istoric, iar asociația pe care o conduci în calitatea ta de președinte este de asemenea o asociație care are nu numai numele, ci și obiectul principal al activității, istoria neamului acestuia, căci se numește Avram Iancu. Exact. 1848. Da. Asociația, de fapt, în obiectele sau obiectivele de activități, pe lângă promovarea, să spunem, personalității eroului național Avram Iancu, pentru că am și înființat în acest an aniversar și am participat la unele acțiuni foarte bune, zic eu, inclusiv în editări de carte dedicată Craiului Munților Avram Iancu, spuneam că asociația noastră are printre obiective și activități culturale din cea mai diversă gamă, încercând să mergem pe promovarea excelenței, pe crearea unor poluri de excelență, unor centre de excelență, pentru că este nevoie foarte mult de a suplini cumva ceea ce nu pot să facă instituțiile publice și bugetul de stat. Pentru că știm cu toții fondurile culturale, aceste fonduri care se asigură anual, sunt cele mai sărace. Insuficiente, clar, sunt printre cele mai mici și eu mi-aduc aminte când lucram în instituție publică, nu-i de mult de atunci, dar cu nostalgia acelor, Ministerul Culturii aloca 0,1 și ceva din da, PIB. Da, foarte și puțin. Și eram umiliți cumva la nivel de alocare de fonduri publice. Nu trebuie să dezarmăm niciodată, fonduri se pot găsi și în mediul privat, se pot găsi și prin scrierea de proiecte, pe toate categoriile de finanțare și din perspectiva asta am avut curajul să scriem. Să încercați și să reușiți. Exact. O gamă largă, într-adevăr, de proiecte, de obiective are asociația aceasta, nou înființată, Asociația Avram Iancu 1848, și mă bucur și eu că a apărut în județul Alba, un județ care are ce să ofere, pentru că unul dintre obiectivele asociației, m-am mai uitat și eu așa, mai aruncat o privire prin statutul vostru, unul dintre obiective este și acela de a promova tot ceea ce are acest județ mai frumos și mai atractiv pentru turiști, pentru oamenii de știință, interesați de anumite segmente ale vieții și activității și naturii din acest județ. Și tabăra aceasta, care tocmai a început, este una dintre modalitățile în care voi încercați să promovați sau să le reamintiți oamenilor că în țara aceasta există o vale superbă pe care Mihail Sadoveanu a numit-o Valea Frumoasei și de atunci așa i-a rămas numele, deși ea se numește în acte Valea Sebeșului. Da, numele acesta frumos dat de Sadoveanu a și inspirat, de fapt, ideea acestei tabere, numele și un artist al locului. Pentru că el este cunoscut deja, nu doar în Alba, este cunoscut la nivel național
și cred că a avut expoziții, inclusiv participări la expoziții internaționale. Este vorba de artistul Eugen Măcinic, un maestru al acuarelei. Dar ideea în sine de a face o tabără dedicată acuarelei și pastelului, efectiv am surprins-o dintr-o legătură legată de viața, să zicem, de început, din școală. Ce învățăm prima dată când desenăm? Pe ce punem mâna? Pe creion, pe creioane colorate și acolo facem grafică. Că o fac copiii mai naiv sau că sunt foarte talentați și reușesc să pună în culoare sau în cărbune ceea ce surprind ei și mai apoi se duc în etapa următoare în acuarelă. Da? Pensula. Deci astea pensula. Sunt primele modalități sau tehnici de artă care se învață în școală, în primii ani. Se duc cam pe tot parcursul ciclului școlar și cei care au pasiune și au talent, după aceea pot să-și desăvârșească capacitatea artistică, să ajungă artiști la nivel național sau internațional. Aceasta este ideea acestei tabere, de aici a plecat și aici spre asta vrem să ne ducem. Și când am prezentat proiectul nostru celor cărora ne-am adresat cu cereri de finanțare, pentru că știam că sunt și din mediul privat, se poate adresa orice asociație, chiar și nume personal, persoană fizică, se pot adresa cu proiecte de finanțare unor asemenea entități private care înțeleg și promovează aceste lucruri. Au achizat la ideea noastră să spunem, cel mai scurt timp a fost plăcută această idee de tabără. Noi mai avem un proiect propus spre finanțare, este în evaluare tot spre finanțare, crearea unui centru de excelență în geografie, în Munții Apuseni. Am identificat acolo și un corp profesoral și un profesor extrem de pasionat, care de ani de zile organizează un simpozion acolo. Exact, și a format de-a lungul anilor elevi care participă cu performanțe deosebite la Olimpiadele Naționale. Și care este este o enciclopedie. El, copiii se duc cu drag și se formează acolo, bineînțeles că după aceea apucă alte căi ale formării profesionale, nu neapărat partea asta, dar rămân întotdeauna cu pasiunea asta a geografiei și a descoperirilor. Și rămâne povestea fiecărei pietricele de acolo, exact, din Munții Apuseni. Și atunci am zis, peste acești oameni, sau plecând de la o idee, de la o poveste, cu o personalitate puternică, influentă pe linia lui, să mergem pe aceste centre de excelență. Să le creăm, să le dăm posibilitatea ca ele să se desfășoare și noi, ca și entitate, să spunem, asociație, ONG-istă, să spunem, să găsim resurse financiare pe termen nedefinit. Pe mine e foarte plăcut, m-a impresionat faptul că voi, ca și inițiatori, ați ales și iată din ceea ce ne-ai povestit acum, văd că mergeți pe linia asta în continuare, alegeți să aduceți lângă voi oameni care au excelat în domeniul respectiv al fiecărui centru de excelență pe care urmează să-l creați. Când vorbim de această tabără, pentru care ne-am întâlnit noi astăzi aici, tabăra aceasta internațională se bucură, așa cum ai spus, de un pictor de-al nostru din județul Alba care simte culoarea locală, să fiu în tema taberei, și un pictor recunoscut, un membru al Uniunii Artiștilor Plastici, un om cu studii superioare în acest domeniu, dar dincolo de studiile superioare, experiența sa profesională este una foarte bogată, vorbim de domnul Eugen Măcinic. Și m-a impresionat faptul că dați posibilitatea unor elevi să lucreze împreună cu maestrii în acest stil de a picta. De fapt, asta vor fi cam toate temele pe care le vom aborda. Când promovezi excelența, trebuie să aduci oameni de calibru și să aduci excelență. Și să dai posibilitatea copiii, în majoritatea cazurilor și indiferent de ce școală vorbim,
cu siguranță există caractere, există posibilități, să spunem, ca dotare intelectuală a unor copii să exceleze în ceva. Trebuie doar să fie puși, să fie motivați să facă lucrul ăsta și să aibă modele. Și modelele exact. Trebuie să fie modele de excelență. De vârf. Noi nu putem să mergem pe non-valori, să mergem pe valori medii, fake. Nici măcar pe exact. Valori medii. Noi trebuie să mergem pe partea de excelență. Tabăra aceasta este prima ediție în acest an. Am organizat-o, nu pot să zic în pripă, că am gândit-o, dar au răspuns cine a putut să răspundă în această vară. Ea, în momentul în care intră pe piața aceasta de artă, sperăm să aibă ecou frumos, aducem lângă noi și un critic reputat de artă, pe domnul Oliv Mircea, care vrem chiar să-și facă treaba în sensul de critică de artă adevărată, să ne spună, să ne aducă plus valoare și acolo. Și atunci, cu siguranță, în anii care vor urma, pentru că vrem să creăm această tabără ca un produs de Alba care să se ducă peste ani. Sigur sunt că foarte puține tabere. Este întotdeauna greu, da? Este greu. Se și mișcă lucrurile. Exact. Și probabil că va fi greu să mergem doar pe finanțări din privat. Probabil că în viitor vom accesa și granturi de stat. Știți de asemenea și știm și noi, este un produs de Alba, tabăra organizată de Interart. Este iarăși un produs de mare calitate, tot internațional. Dar legat de o tematică strictă, așa cum, de exemplu, știam de tabăra de sculptură de la Măgura, din Buzău. Aici vrem să ne ducem. Creăm numai acest segment, acuarelă și pastel, grafică. Că tot am vorbit de să tabăra... Să nu mergem pe alte tehnici, pentru că acolo deja vor fi alte școli și cu siguranță și-au locul centre. Și acelea. Da. Că tot ai amintit de tabăra de la Măgura, cu ce? Acolo lucrurile se știu deja, pentru că tabăra are o vechime considerabilă la Măgura, dar se știe și lucrul că artiștii donează lucrările da. Pentru această tabără. Cu ce finalizăm tabăra aceasta de pe Valea Sebeșului? Fiecare, care sunt produsele finale? Fiecare dintre participanții la prima ediție și de fapt și la edițiile următoare, bineînțeles că vor dona lucrări care se realizează exact în cadrul taberei. Avantajul nostru este că acuarela este o lucrare care se execută într-o singură mână. Asta iarăși mi-au explicat-o tot acești experți, specialiști în această tehnică și așa este. Și când lucram la școală, ne aducem aminte, luam o planșă, o coală de hârtie, o lucrai, nu mai puteai să revii. Fiind culoare de apă, ea, în momentul în care revii, totul se alterează. Și atunci, cu atât mai important trebuie să fie talentul celui care observă lumini, culoare, tot ceea ce poate să surprindă acolo și se produc într-o singură mână. Adică poate să se termine într-o oră, în două, în cinci, dar când ai terminat-o, când ai pus pensul la jos, ea este terminată. Și atunci lucrările care se vor realiza în tabără, cea mai mare parte din ele vor fi donate taberei, respectiv asociația noastră va constitui o colecție care pe viitor va fi valorificată în mod expozițional, atât în județul Alba, prin participarea criticului de artă Oliv Mircea, o să reușim să o ducem și la nivel itinerant în România. Dânsul are o colaborare bună cu foarte multe galerii și noi o să ne interesăm în acest lucru și vrem ca ea să aibă o vizibilitate cât mai bună, tocmai pentru a ne putea promova ideea aceasta de proiect. Bineînțeles că vor avea lucrări și copiii. Și noi, în timp, vrem ca, nu știm, 1, 2, 3, nu știu ce număr, că nu putem să dăm câți copii vor fi talentați în așa ceva, în primul rând trebuie să deprindă corect aceste tehnici de lucru. Și poate dintre ei se vor naște alți viitori experți în această artă. Acum, vorba ta, și dacă nu se vor naște experți în această artă, chiar dacă vor îmbrățișa alte profesii, da. Arta plastică rămâne totuși un refugiu pentru foarte mulți dintre noi, unde foarte mulți, și am întâlnit în ultimul timp, am avut chiar invitați în emisiune, medici, de exemplu, care după o zi foarte obositoare găsesc în arta plastică un loc de refugiu în care se refac.
efectiv își refac forțele pentru o nouă zi. Este terapeutică, cumva, exact, arta asta plastică. Vreau eu să zic, că efectul terapeutic al artei pe toate liniile, și arta plastică, și muzica, și arta dramatică, au efectul acesta de eliberare de stres, de oboseală, uiți efectiv tot. Și eu, știți foarte bine, sunt arheolog la bază. Până la urmă, chiar și arheologia este într-un fel o știință a artei. De ce? Pentru că de multe ori trebuie să combinăm toate cunoștințele noastre din toate domeniile, a da interpretări. Acolo intervine știința și noi, în același timp, trebuie să ne meargă foarte repede rotițele, să interpretăm anumite lucruri, ipotetic, bineînțeles, dar să le dăm o interpretare. Și aici este legătura. Și totuși aleg câteodată această descărcare în a mă duce și asculta. Nu am excelat niciodată nici în artă grafică, nu am pictat sau, mă rog, m-am jucat, pot să zic. De asta cred că fiecare a făcut-o. Mi-aduc aminte când eram copil, mergeam acasă, tocmai când studiam mari artiști, Tonița sau Grigorescu, și mă duceam și îmi puneam cum știam că studia Tonița, o vază, că ei făceau partea asta de natură statică, o vază, un fruct, o vază cu flori sau un fruct, și mă apucam și pictam. Bineînțeles că nu eram satisfăcut ce iasă, dar era o manifestare artistică. Asta, și asta o făceam singular. Ei, în momentul în care noi aducem profesioniști și o să le explice exact proporțiile, cu ce trebuie să înceapă, cum își aleg peisajul, pentru că de cele mai multe ori mi-au explicat artiștii, peisajul îi alege pe ei. Ei se duc și efectiv rămân blocați undeva. De o vale, de un drum, de o casă tradițională, de o instalație tehnică. Exact astea vrem să le surprindem. Și Valea Sebeșului oferă cu generozitate peisaj, instalații tradiționale, arhitectură, ocupații tradiționale. Am fost în săptămânile trecute chiar cu artistul Eugen Măcinic. Am urcat spre Jina, pe culmea din Pintenii, din coasta Jinei, ne ducem înspre Oașa, chiar la, pe Valea Frumoasă acolo sus și pe lungile Prigoanei pentru peisaj, și 3 zile minim din această tabără artiștii vor merge în teren să picteze în plein air, exact unde se simte cel mai bine. Da, Eugen Măcinic are acest toți participații hobby. De fapt, nu este hobby, la el deja este o profesie, exact. Dar pictează plein air foarte mult. Dacă am vorbit de curatorul acestei tabere, în persoana artistului plastic Eugen Măcinic, dacă am vorbit despre criticul de artă Mircea Oliv, aș vrea să trecem puțin în revistă și artiștii plastici care vor fi în tabără, în săptămâna dedicată taberei. Cei care au răspuns invitației noastre în acest an vin din cele mai frumoase și spectaculoase colțuri ale României și ale României mari, ca să zic așa, dacă ar fi să-i amintim pe primii, pe soții Diaconu, Gheorghe și Olga Diaconu de la Chișinău, maestri ai acoarelei și ei. Apoi este Gigi Carată din Tulcea, din Delta Dunării, tot un peisagist extraordinar. Este vorba de artista Corina Perianu, care este și restaurator, dar este și istoric și artist, ea lucrând la Muzeul Național de Artă a României. Toți sunt cu studii superioare, cei care vă spun, și sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici. Toți excelează în această tehnică. Mircea Corcodel, la fel din București, și el și Vladimir Ivanovici. Am mai avut invitații și către alte personalități. Cu siguranță anul viitor vom avea nume noi, la fel poate nume mai cunoscute artei plastice din România. Însă condiția sau, mă rog, rugămintea noastră a fost adresată artiștilor să vină la această tabără pentru a lucra doar acoarelă și pastel. Bineînțeles, toți artiștii fac treaba asta, dar cei care au ajuns să lucreze uleiuri sau alte tehnică, știu eu, pictură murală sau altceva, foarte greu mai revin la aceasta. Revin poate într-o pauză, într-o altă abordare, și de aceea segmentul acesta este destul de limitat în arta plastică din România,
la acest nivel. Ea se studiază, aceste două tehnici se studiază clar la facultățile de profil de arte plastice. Din păcate am auzit la mulți, sau cel puțin la cei cu care am discutat în ultima perioadă, artiști și critici de artă, despre evoluția aceasta educație în sistemul artelor plastice, îmi spuneau unii dintre ei chiar dezamăgiți că inclusiv în Europa sunt metode tot mai interesante și mai ciudate în a își selecta candidații la arte plastice. Spre exemplu, multe din universitățile sau facultățile acestea de artă au exclus proba de desen, ceea ce este cumva umilitor. Această probă de desen a fost inventată încă din perioade ale antichității greco-romane, când era o probă obligatorie pentru cei care urma să facă acele academii de artă. Am mai nu vreau să supăr pe nimeni din mediul universitar, dar la admiterile în facultăți se fac multe greșeli. Probabil și din dorința de a avea foarte mulți studenți se acceptă anumite lucruri care duc undeva în derizoriu. Exact, nici departe de noi să facem, și eu am zis, dar lucrurile nu se duc pe o pantă bună, se pare că nu, nici nu avem noi, cred că calitatea să-i judecăm, dar putem să observăm aceste lucruri, că de fapt se exclud niște metode care au rezistat 2000 de ani. Unele dintre ele poate au fost folosite fără scop academic, dar deci știm că partea aceea de să spunem educația academică încă din Grecia antică, exact asta studia, prin desen corpul uman, proporțiile corpului, natura, proporțiile ei, știau la fel, de aceea un sculptor știa să sculpteze perfect, pentru că prima dată făcea un desen studiu, perfect, un studiu grafic perfect. Acum dacă nu mai fac ăla, degeaba poate să vină, eu vă spun, nu mă regăsesc în arta, în multe segmente din arta aceasta contemporană în care sunt compoziții și instalații. Mă depășesc. Eu, și plus că se vând la un nivel... la ceea ce spui, pentru că este o artă nivel, de neînțeles și pentru mine. Și se vând la un nivel foarte mare față de ceea ce văd eu că ar trebui să se vândă o lucrare care o înțelegi. Am auzit o expresie la o expoziție de artă contemporană, zice, ce vezi în lucrarea asta? X vedea, nu știu, ceva, un deal cu, nu știu, altcineva vedea un infinit. Deci nu se poate ca fiecare și spune, vezi, în asta constă arta, ca fiecare să vadă ceea ce vrea. Deci efectiv m-am blocat. Nu vreau să văd ceea ce vreau eu să văd sau pot să văd, dar eu când văd un peisaj, o acoarelă în care lumina aia îmi transmite ceva, te eu parcă mă duc bine acolo în peisajul ăla. Da, parcă am intrat în povestea aia. Revin la ce spuneai, că foarte mulți artiști renunță la acoarele și mă bucur că ați ales acoarela, pentru că din punctul meu de vedere, sigur nu sunt critic de artă, dar din punctul de vedere al privitorului și al celui care a lucrat în școală ca și tine, exact, și ca și toți elevii acestei țări, este, cred, foarte greu să realizezi acoarelă. Dacă pe pânză te mai întorci, mai rectifici, mai repari, mai ștergi, în acoarelă nu ai această șansă, nu poți corecta absolut nimic și probabil că de asta mulți renunță la acest fel de a picta. Revenind la ce spuneam, la arta modernă, eu zic că lucrurile se vor îndrepta în timp, pentru că întâmplător, la un moment dat, am ajuns în postura de model pentru o verișoară de-a mea care studia la Cluj, la Universitatea de Arte. Și încă în universitățile vechi cu prestigiu, cum este cea de la Cluj, se fac sute de crochiuri în diferite poziții ale corpului omenesc până când se ajunge cu studiu la momentul de a așeza pânza în față și de a lucra direct pe ea. Prin urmare, eu zic că lucrurile nu stau foarte rău în România, dar într-adevăr piața de artă a fost invadată și de lucrări la care stai și te uiți și te întrebi ce-o fi vrut să zică pictorul. Norocul nostru că în unele expoziții, că nu în toate, și aici iarăși este o problemă, dar în unele există curatori care ne mai explică ce e acolo. Exact. O expoziție care se respectă din punctul meu de vedere are curator și are și un album, ceea ce voi respectați.
în expoziția de final a acestei tabere, care se va finaliza și cu un catalog. Catalog, fără catalog, care normal va fi la fiecare ediție catalog și expoziție, asta ne dorim de la început, de asta plecăm așa hotărâți. Și sper să și îl realizăm în condiții grafice foarte bune și să rezultatul taberei, noi deocamdată nu știm lucrările, e clar, e greu să spunem acum. E începutul taberei. Cantitatea, cât va fi, ce format va fi sau cum, dar este clar că vom avea catalog. Este unul din produsele noastre, dar principalul scop al nostru este exact acesta, ca tabăra aceasta să plece, să se dezvolte și în viitor, nu vă ascund, avem încă un țeliol și dezvălui de la început, pentru că am creionat deja obiectivele noastre ca și proiect. Vrem să creăm la Sebeș un atelier permanent, un loc unde elevii, copiii, tinerii, de orice format și până la urmă chiar și adulții și vârstnicii, să poată să participe la ateliere profesioniste de artă, să fie un loc de creație, să fie un loc unde să se dezvolte într-un program organizat, exact sub coordonarea maestrului locului, Eugen Măcinic. Asta va fi unul din obiectivele a la lung, dar tabăra se va dezvolta în fiecare an. Și să spunem, pentru că până la urmă și susținătorul nostru principal financiar al taberei este Star Assembly, compania din Sebeș. Nu cam da cezarului ce al cezarului. Produsul trebuie să fie cumva pentru Sebeș, pentru că locul acestui artist este acolo. Și el trăiește parcă pentru zona asta și atunci trebuie să fie cunoscut foarte bine și valorificat acolo. Nu numai artistul trăiește acolo, aruncând ochii pe partenerii în organizare, exact. Pentru că voi sunteți inițiatorii proiectului, dar au venit alături de voi, alături de Star Assembly, care este principalul finanțator. Au mai venit două entități, una de stat, una privată, din Sebeș, care vi s-au alăturat în acest demers și este lăudabil acest fapt, de aceea aș vrea și să-i numim. Este exact. Vorba de galeriile Art, exact. Artist. Și Centrul Cultural Lucian Blaga. Nu spunem decât că, așa cum Sebeșul excelează, mă rog, prin personalitatea extraordinară care a fost Lucian Blaga, cred că trebuie să se ducă, să-și valorifice în continuare și partea asta cealaltă artistică, dacă l-au dat și pe Sava Henția, care la fel a fost un produs extraordinar al acestei zone, cred că, este cel mai mare produs, să spunem, artistic al județului Alba, pentru că a fost pictor academist, consacrat, studiat în toate universitățile de artă din România. Venim acum în contemporaneitate și îl folosim, o să-l exploatăm la maxim pe cel care trăiește și lucrează și de fapt trăiește pentru a-și dezvolta partea artistică. Centrul Cultural a fost deosebit de amabil să intre în această provocare a noastră. Una din expoziții cu siguranță va fi organizată chiar sub egida Centrului Cultural, însă tot cu ei vom face în viitor foarte multe ateliere de lucru la nivelul Sebeșului. Bineînțeles, nu se va limita la nivelul Sebeșului. Eu am pornit, poate gândesc foarte regional treaba asta, dar mă duc pe județul Alba, pentru că județul Alba, această inima țării, am lucrat atâția ani, totuși peste 20 de ani, am eu 25 de ani deja de când lucrez dedicat patrimoniului cultural din toate domeniile din județul Alba și din Transilvania și România în general, dar cu această dăruire pentru Alba, la fel ești și tu, Daniela, promovarea asta pentru Alba trebuie să o facem pe toate căile și instituțional, administrativ și în mod privat prin asociații și prin aceste proiecte culturale și prin firme, prin aceste companii. Și eu m-am bucurat nespus când am găsit un partenerul finanțator în Star Assembly, un partener, sunt convins,
la fel de serios precum și-a demonstrat seriozitatea când a susținut aproape toate proiectele care le-au fost propuse de Crucea Roșie Alba. Una din cele mai performante, iarăși, filiale de Cruce Roșie din România. Fără susținere financiară nimic nu poate fi făcut. Dar ei, pe prietenul nostru, Adrian. Exact. Dar ei au înțeles, Star Assembly și Star Transmission au înțeles că a întoarce înapoi în cultură, a întoarce înapoi în servicii sociale, în educație și în este aceste centre de excelență. Exact. Și eu mă bucur foarte mult că se înțeleg lucrurile la nivelul acesta. Exact. Pentru că sunt foarte puține, inclusiv instituții, nu vreau la fel să jignesc pe nimeni. Sunt convins că dacă mergem cu proiecte prezentate, sustenabile și să le înțeleagă cine trebuie să le înțeleagă, și cu un buget vom găsi de bun simț, cu bugete problema demonstrate, nu să faci beneficii după ele, ci care se vor întoarce înapoi în ceea ce facem. Eu, ca și tine, exact cum spuneai, ne implicăm în tot felul de proiecte. M-am bucurat foarte mult când am văzut că asociația pe care o conduci are și o parte din obiective care vizează cultura tradițională, un domeniu foarte drag sufletului meu. Și mi-aș dori pe viitor, dacă tot am adus vorba aici de terapia prin artă, poate că în viitor veți alătura acestei tabere și ateliere pentru persoanele mai puțin fericite din această lume. Pentru că aduce bucurie în sufletul acestor oameni prin artă, este extraordinar și poate vă gândiți în viitoarele ediții, când se vor bate artiștii să vină în această tabără, să vă extindeți puțin aria și înspre aceste categorii de copii care chiar au nevoie de terapie prin artă. Și la ei și la vârstnici. Deja pe partea de vârstnici ne-am gândit și o să colaborăm. Eu am fost recent și în ultimii ani am vizitat de mai multe ori centru de vârstnici din Alba Iulia pentru că am câteva persoane dragi care trăiesc acolo și sunt printre ei chiar, cred că știi, artiști care nu mai lucrează, că sunt la o vârstă la care nu mai pot să se desfășoare. Gheorghe Suciu este unul dintre ei, pictorul nostru drag, este la centru de vârstnici din Alba și pentru el, la fel, am o datorie morală și de suflet să încercăm. Are o colecție extraordinară de artă. El, chiar dacă este pictor amator, fără studii de specialitate, a avut o mână extraordinară și lucrările lui sunt documente de istorie. Asta mi-aduc aminte când îmi spunea fostul meu șef de secție, Gheorghe Fleșer, Dumnezeu să-l odinească, căruia și eu îi datorez mult în formarea profesională și în apetența asta pentru artă, zicea Fleșer, măi, nu trebuie să ne ducem numai spre artiștii cu studii. Hai să vedem și cine are mână. Și cine are mână dintre ei. E foarte adevărat că sunt meserii vocaționale. Exact. Trebuie să fie susținuți. El a avut colecția pictat, de exemplu, ceramica de Tărtăria. Sunt și aceste lucruri, la fel, o să aibă loc în proiectele noastre viitoare, să putem să-i ajutăm să-și vadă, nu știm câte zile mai au, dar să-și vadă, măcar așa, sufletește anumite aspecte împlinite ale vieții. Timpul emisiunii noastre, din păcate, s-a sfârșit. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența aici la Carte, Arte, Spiritualitate, la Radio Reîntregirea. Au rămas încă multe de spus și poate ne vom mai întâlni în viitor. Să nu uităm însă că săptămâna aceasta este dedicată artelor pe Valea Sebeșului, Valea Sebeșului pe care a făcut-o cunoscută și Sava Hentzia, pe care l-ai pomenit. Muzeul din Sebeș are o colecție extraordinară, Sava Hentzia, da. Și îndemn pe toți să meargă să viziteze acest muzeu și această colecție impresionantă de picturi a lui Sava Hentzia. Eu vă doresc succes și vouă și colaboratorilor și partenerilor. Și să ne întâlnim cu bine, să povestim, să depânăm amintiri din această frumoasă tabără. Vă mulțumesc pentru invitație și așteptăm să ne vizitați în tabără. Vă mulțumesc. Doamne ajută să fim sănătoși, că zona este superbă. Vă invităm pe toți să vizitați Valea Sebeșului. Mulțumesc, Constantin Inel. Vom participa cu bucurie și la expozițiile care vor urma. Eu vă spun la revedere. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim aici la Radio Reîntregirea.